PSD Mehedinți continuă acțiunile de caritate, iar copiii și tinerii sunt vizitați de organizația de tineret, aceștia oferindu-le micuților din mai multe familii nevoiașe din județ o mică bucurie. Astăzi, secretarul executiv TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, a mers în localitatea Brăznița de Ocol alături de primarul Cătălin Drăghici și de viceprimarul Mucioniu Daniela la o familie cu doi copii pentru a le oferi toate cele necesare pentru a studia și pentru a se bucura de copilărie. Toate acțiunile au fost sprijinite de președintele Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu. Astăzi, secretarul executiv TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, a mers în localitatea Brăznița de Ocol și, alături de primarul Cătălin Drăghici și de doamna viceprimar Mucioniu Daniela, au oferit rechizite, dulciuri, alimente și hăinuțe unei familii nevoiașe pentru a privi noul an școlar cu mai mult optimism, dar și cu încrederea că școala este soluția cea mai bună pentru a reuși în viață. Când o să mai venim la voi de sărbători, să ne spună tatăl că ați luat numai note bune la învățătură și că ați fost la școală și că ați fost cu mine, da? V-am adus rechizite, v-am adus dulce. Să luați note cât mai bune la școală. Să sperăm că n-o să închidă ăștia școlile, pentru că e foarte greu școala online. Probabil că și dumneavoastră vreți că e foarte greu școala online. Da, nu e ceva în regulă online. Tot mai multe familii se destramă, iar în ziua de azi, să fii părinte singur este o normalitate. Acesta este și cazul lui Grigore, tatăl care își crește singur doi copii, iar viața nu pare deloc roz, mai ales în contextul în care școala abia a început, iar cheltuielile sunt din ce în ce mai mari, mai ales că, din păcate, ne îndreptăm spre închiderea școlilor în formă fizică. Acum trebuie doar să învățați, pentru că dacă nu înveți, nu poți să reușești niciun lucru. Foarte important. Nu sunt cuvinte mari, e pur adevăr. Din păcate, societatea și oamenii politici care ne conduc încearcă să dezbină și să dezbine și încearcă să... Eu am un copil care este la grădiniță și, sincer, imaginea când l-am văzut distanțat de ceilalți colegi, cum stăteau fiecare în banca lui, chiar m-a îngrozit. Toate țările trăiesc mai bine ca noi. Nu știu de ce. Din cauza conducătorilor. Alte explicații. Dar uitați că venim noi, generațiile mai tinere, și dacă învățăm și dacă suntem bine pregătiți, putem să facem lucruri frumoase, da? Secretarul executiv TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, a fost impresionat de întreaga poveste și a ținut să-i asigure pe copii de tot sprijinul din partea tineretului social-democrat. Ca de fiecare dată este o mare bucurie să mă aflu în mijlocul copiilor, îmi încarc bateriile cu energia lor pozitivă. Mă bucur că pot, cu sprijinul domnului președinte Aladin Georgescu și cu sprijinul domnului primar al comunei Brăznița de Ocol, Cătălin Drăghici, să oferim o bucurie acestor copii. De asemenea, Tineretul Social-Democrat susține profesionalismul, susține implicarea, susține performanța. Tocmai de aceea, pe lângă dulciuri și pe lângă micile cadouri, le-am adus foarte multe rechizite. Mă bucur că au reușit să îmi promită faptul că atunci când o să ne vedem cu siguranță de sărbători, o să-mi arate carnețelul cu note și o să fie numai note mari. Ceea ce mă încântă, ceea ce mă bucură, și cred că cu toții putem aduce o contribuție pentru a schimba generațiile următoare, pentru a schimba viitorul acestei țări. Tatăl copiilor a fost copleșit de emoții în urma gestului făcut de tinerii social-democrați. Părere bună, frumoasă, ce să zic. Foarte frumos. Să fie mai mulți din mai multe partide care să facă așa ceva, nu numai PSD-ul. Primarul Cătălin Drăghici, cunoscut drept un om implicat în comunitatea pe care o conduce și empatic cu problemele cetățenilor care au decis să-i reprezinte, a depus toate eforturile pentru a sprijini această acțiune a tinerilor social-democrați. Acesta le-a promis copiilor că se vor revedea de sărbători. Iată că azi am putut să îmbinăm utilul cu plăcutul și, într-adevăr, nu e nimic mai frumos decât a vedea bucuria de pe chipul copiilor. Astăzi am reușit să aducem fericirea pe echipul lui David și Ionela, împreună cu voi, tinerii de la Partidul Social Democrat. Le-am adus copiilor rechizite, dulciuri, alimente,
ghiuzdănele și vreau să le mulțumesc pe această cale tinerilor socialdemocrați pentru această acțiune și cu siguranță vom continua și de sărbători să aducem bucuria pe echipul copiilor. Noul PSD susține performanța tinerilor din județul nostru, sprijinind familiile aflate în situații nu tocmai favorabile pentru a putea crea un mediu propice pentru creșterea și educarea copiilor. În ultimii ani, cu sprijinul președintelui Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, au fost realizate nenumărate acțiuni care au vizat foarte mulți copii care au nevoie de sprijin din județul nostru.